Cunoscuta cântăreață româncă Daniela Giorfi a dezvăluit într-un interviu recent acordat postului ONUS lupta sa cu pierderile personale. În ciuda reputației sale de lungă durată de a fi o artistă veselă și cu zâmbetul pe buze, Giorfi a făcut câteva dezvăluiri șocante despre pierderea mamei sale și despre modul în care a fost primită de colegii ei din industria de divertisment. Giorfi a recunoscut că, chiar și în mijlocul durerii sale, unii dintre colegii ei au fost antipatici, deși ei au trecut prin pierderea unui părinte. "A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine," a spus Giorfi. "Oamenii râdeau de mine pentru că mama mea murise, deci doi dintre ei trecuseră prin aceeași tragedie. A fost greu, dar eu sunt o persoană puternică și nu am lăsat cruzimea lor să mă învingă." Giorfi a vorbit, de asemenea, despre luptele sale cu sărăcia și despre cum a învățat să facă față dificultăților din viața ei. "Am fost foarte săracă și recunosc acest lucru. Dar te lupți să mergi mai departe. Necazurile te fac mai puternic și există o vorbă, Dumnezeu îți dă tot ce poți duce." Rezistența și determinarea de neclintită a cântăreței au fost, fără îndoială, cheia carierei sale de succes în muzică, iar ultimele sale dezvăluiri nu fac decât să o facă și mai mult să fie îndrăgită de fanii ei.